Domnul Victor Braton? Da. Oltean, Mircea Oltean, inspectorul șef. Mă bucur foarte tare. Aștept explicații. Explicații? Da. Ascultă, domnule, te sfătuiesc să nu fii agresiv de la început. În detrimentul lui tale. Dar nu sunt. E vorba de o fată, Antonella. Nela? Păi și cum Nela mă acuză că am violat-o? Auzi, eu n-am nici timp de pierdut, nici chef de glume. Până una alta rudele a venit aici la poliție și a depus o plângere. Fata e în spital, în stare de joc. Mi-e rău, da, bineînțeles, au învățat aia să scrie și au venit aici să depună plângere. Ce să zic? Uite ce e, domne, tipa e profesionistă, da? Ne-am îmbătat într-un bar, am chemat-o la mine în mașină și cu asta basta. Care-i problema? Să-ți urmă bani? Nu fac greșeala să o acuz de prostituție. Mă rog, eram la început, ne încălzeam și mi-a furat portofelul. Ți-a furat portofelul? Da, mi-a furat portofelul. În portofel. Nu aveam bani, nu despre... Uite ce, nu despre asta e vorba. Important e gestul. Mă rog, acum bănuiesc că e cuvântul meu împotriva cuvântului ei, nu? Da, va trebui să fie o confruntare între tine și ea, dar după ce este din spital. După aceea mai vedem. Foarte bine, de-abia aștept. Și dacă puteți, aduce și detectorul de minciuni. Aduce. Da? Foarte bine. Bravo, surioară. N-am ce să spun, ești o doamnă. Uite-te și tu. Citești? Și pe aici ce e? Ce-i cu dezordinea asta în casă? Tu trebuia să rămâi... Alina, ce-i cu dezordinea asta în casă? Nu mă lași, eu știam că tu înseamnă să rămâi la logodnicul tău. N-am, v-am făcut ordine. Dar de unde știi tu unde trebuie să rămân eu? Prea așa ai zis. Trebuia să rămân, dar n-am mai rămas. Pentru că eu sunt discretă din firea mea, iar acolo aveau niște probleme de familie. A venit un polițist și l-a salutat pe Victor. Poftim? Brusc mă vezi. Brusc am apărut în cadru, că până acum eram neinteresantă. Nu mai citești? Cum adică l-au salutat pe Victor? O să spun doar așa, pentru că e sora mea și mă interesează de tine. Apoi treci din el. Păi da, lasă-mă să-ți povestesc. Nu de alta, dar vreau ca atunci când îl vezi să traversezi pe trotuarul celălalt, că e un delicvent. Ce a făcut Victor? A violat o minoră. Atâta. Puțin. Un flac. Cum adică violat? Ce nu înțelegi? Ce nu înțelegi, Alina? Violatul sau minora? Nu înțeleg ce legătură are Victor nici cu violatul, nici cu minora. Deci nu... N-are nicio legătură. A violat o minoră. Punct. Tu oricum stai liniștită, că ai un viitor frumos. O să te duci la vorbitor și o să-i duci portocale. Dacă sunt eu fată bună, îți dau bani ca să-i duci și o banană, un kiwi, ceva. Vitamine. Andreea, tu ai vreo implicare în toată povestea asta? Bravo, sora mea! Dar știi că îmi place de tine? Deci fii atentă că dacă... Nu, îți mulțumesc mult. Îți mulțumesc, Alina. Eu vin, te previn cu ce dobitoc te-ai înhăitat și tu drept mulțumire ce faci. Mă acuz pe mine, da? Andreea, acum eu am treabă și cu arestarea lui Victor, da? Bravo, sor, îmi place deci, de tine. Deci uite-te la mine, Andreea, dacă aflu că așa a fost... Deci, în primul rând, ca să-mi demonstrez că nu e așa, tu trebuie să-l scoți pe el de acolo. Altfel nu te cred. Altfel nu te cred. Ia-ți la ea. Foarte interesant. Pe cuvântul tău. În primul rând, nu vreau, ca să fiu foarte sinceră cu tine, și în al doilea rând, nici nu văd cum. Una e că probleme? Nu vrei, alta e că nu poți. Cum adică? Adică nu vrei, nu vrei, dar de putut poți. Tu te apelează la Tudor, la avocat. Pe cuvântul tău, nu are. Așa, dar ce repede ai rezolvat tu situația? Să vorbesc cu Lupescu, nu? Bravo! Și factura cine o plătește, Alina? Eu? Nu, drăguța mea. Nu, iubito, dacă vrei să-i salvezi pielea lui Victor, te duci tu și vorbești cu Lupescu. Eu? Da, nu, da. De ce să mă duc eu? Să ai mare succes, ai trecere la el așa, îmi zice că te place. Ha? Ce să-ți povestesc? Da, eu. Da, mă rog, deci va fi o confruntare între noi doi. De-abia aștept. Vor veni și certificatele medicale, treaba se poate complica. Domnule... Oltean. Așa, Oltean, mă iertați. Da, domnule Oltean, dumneavoastră ați văzut-o? Păi dacă ați văzut-o, vă dați seama foarte clar că ea e călău și eu sunt victimă. Dacă are față de minor, atunci... Păi dacă nu vă faceți grijă, bine. Păi nu-mi fac, n-am niciun motiv să-mi fac. Nu m-am atins de ea. Am băut, e adevărat, cu un prieten într-un bar, m-am dat grozav, dar nu i-am făcut nimic. Nimic. Continuă să ascult. Ce să continui, că am adormit ca un prunc. De-aia mi-a și săltat portofelul. Și, mă rog, dacă tot am ajuns la asta... Vreau să vă rog ceva. Noastră, ca bărbat, trebuie să înțelegeți... Aș aprecia foarte tare dacă nu ați da aceste amănunte presei. M-ați distruge ca bărbat. Era o glumă, mă rog. Sper că gluma asta să nu se transformă într-un coșmar. Pentru bine dumneavoastră. Da.
Ildico, vorbește mai încet să nu te audă, Bincuța. Dan s-a dus la poliție? Da, tu l-o arestat. Doamne, doamne, întotdeauna am zis că muierile or să-i vină de haclu, Victor. Muierile. Dar tu crezi că e vinovat? Ioi, doamne, el niciodată nu și-a ținut mâinile acasă, dar chiar să le violezi. Fata mea, Ildico, draga mea, Victor nu e genul de bărbat care să ia femeile cu japca, adică cu forța. Lui se oferă benevol. Numai că mie că o să rămână cotinichea de coadă toată viața. Și cine o să profite din toate astea? Cine? Claudia, draga mea. Tu crezi că o să ia fetița de aici? Nu știu, Ildico, ce să spun, mi-e frică. Madame Maria. Bună seara, Biencuța. Unii! Ce faci? Ce alergi așa? Prinzi fluturi? Cum să prind fluturi? Fluturii sunt frumoși, ca niște îngeri. Cum să le fac? Bine, hai în casă că-i rece. Bună seara! Bună seara, Maria! Deci, Biencuța, am promis că vin mai des pe la tine. M-am ținut de cuvânt. Ce face papi? Papi e plecat în oraș. Victor. A, nu sunt acasă? Nu, au plecat într-o plimbare scurtă, dar se întorc, nu? Fără mine? Da. Cred că este vorba despre niște fete. Ce fete? Au treabă în oraș. Maria, nu vrei să intri să-i aștepți? Ba da, cred că... Haideți! Ți-am explicat că e o confuzie. Hai, mă, mai repede. Hai că vorbim mâine, da? Mersi că m-ai sunat. Te pup. Pa, pa, pa. Cu cine vorbeai? Sora favoritei tale. S-a interesat dacă nu o să aibă un pușcăriaș în familie. Ce, mă? Băi, termină. Te rog frumos, termină. Eu tâmpenii, mă, e o aberație. Termină cu chestia aberație. E o înșenare totul. A chemat toate rudele ei să vină aici să facă scandal ca să nu reclam eu, că mi-a furat portofelul. Bine, da, gata. Cercetat în stare de libertate, Dan, înțelegi? Ce ți-au zis? Cercetat în stare de libertate, asta mi-au spus. Desigur e ok. E ok până hai să mergem, hai. Bă, sunt frumos, deștept, talentat. Mă rog, n-am bani, dar măcar sunt modest, dar să violez o femeie, tu-ți dai seama? N-ai terminat. Ai încuiat bine peste tot? Vezi că în ultima vreme ești ca în zăbăuc. Zău, dar de ce nu spui tu ce ai pe limbă? Ce? Te-ai ramolit, Manole. M-am ramolit, dar nu în asemenea hal să nu simt că tu pui ceva la cale cu porțelanurile alea. Gata, drag, am terminat, am scăpat, le-am vândut, am luat banii și o să-ți dau și ție o țică dacă ești cu minte. Cum ai scăpat, femeie? Cum ai scăpat? Că de-abia de acum încolo vor începe necazurile. Manole. Dragă, noi nu suntem obligați să dăm certificate de autenticitate. Bine, dragă, dar clientul vrea să știe că tu ești un negustor cinstit. Mă, de ce îmi strici tu mie bucuria, mă? Doamne, nu mă înțelegi deloc. Lupescu, cât ia la afacerea asta? Păi, acum am vrut și eu să mergem sus, să sărbătorim împreună cu soțul meu. Tu nu meriți. Nu mă meriți. Ți-ai adus aminte că ai un soț, nu? Asta știi. Ah, nici nu mai vreau să vorbesc cu tine, nici nu te mai ascult. Tu nu înțelegi că te are la mână. Cine mă are la mână? Lupescu te are la mână. Când o să vie poliția aici, el o să se spele pe mâine, asta e. Ce te bădogănești tu acolo că o să vină poliția? Doamne ferește. Dar de ce să vină poliția, dragă? Ia mai lasă-mă în pace. Pleacă de aici. Pleacă și ia-ți medicamentele. Vezi să nu iei prea mult, că iar dorm cu fața în sus și încep să sforăi ca un elefant. A, cum schimbi tu vorba imediat. Vreau să vină poliția. De mine. Mă duc să-mi iau medicamentele. Dar cu cine ții, mă? Doveni, hai să o vezi tu. Abia aștept să te văd la serbare. Ce costum o să porți? Nu știu, nu m-am hotărât, dar să-ți cer părerea. Depinde ce învățați voi la clasa întâi. Despre fluturaj, despre... Albinuțe, gârgărițe? Ba nu. Nu? Dar ce învățați? Windows. Ah. Bine, copii, plec acum. Mai vorbim. Dane, nu văd pe prietena ta. Vine mai târziu? E ocupată. Bianca, copiii cu minți se duc la culcare. Da, și eu trebuie să mă duc să mă schimb și mă cam doare capul. Mama, să vii mai des pe la noi, da?
scumpa mea. Data viitoare știu ce ți-aduc. Nu-ți mi-aduc ciocolată, ci un joc video. Oricum, ăla nu-i greș. Ai văzut? Bravo. Bravo. Hai să mergem. Să rămână mama. Hai. Adică o duc pe Bianca și mă întorc. Bine. Te aștept. Da. N-ai plecat încă? Margot n-a vrut să-mi spună. Dar și-a dat seama că trebuie să știu. Sunt mama ta! Dezmeticule! Și ce-ai aflat, mamă? Ce-ai aflat? Ce-am aflat? Că s-a dus o nebună la poliție să mă reclame înainte să o reclam eu. Deci recunoști că umbli cu nebună, dar în vagabonde! Și ce, eram atât de beată când... Deci bei? Agăți femei îndoielnice? Mai rămâne... Să aud că te și droghezi! Nu, mamă, nu, că în familia asta lucrurile sunt foarte bine stabilite. Daniela, deștept frumos, cu bani și de vreme acasă și eu sunt paria, oaia neagră, bezmeticul! Da. Dar nu-i nicio problemă, că oricum eu trebuie să te iubesc, că ești mama mea, nu? Sigur. Victore. Mă, băiatule. Tu nu vezi că duci o viață dezordonată? Dai de tot soiul de belele? Ce mai faci mie aici pe victima? Ia și tu exemplu de la Dan, mă, băiatule. Găsește o fată ca lumea, însoară-te. Cum să mă însor, mamă? Nu te uiți la mine că sunt copil? Da. De fapt, ai dreptate, că după posnele pe care le faci, mai avem de așteptat să-ți... ți se coacă și ție mintea asta, că nu știu. Și în ceea ce-l privește pe Dan, stai tu liniștită, că nu l-ai văzut încă la starea civilă. Ia, scură. Nu, ce vrei să spui cu asta? Nimic, am eu bănuială. Nu, spune-mi că... Hai, ce știi tu? Ce, spune-mi? Andreea nu e femeia care să-l ducă pe Dan la altar. Ascultă-mă pe mine. Mamă! Ce faci? Am stat de vorbă cu Victor. Vrea să-mi ascundeți tot ce s-a întâmplat, da? Mi-a promis însă că speră să se lămurească cât mai repede neînțelegerea asta. Aș vrea să nu mă mintă. Spune-mi, tu cel puțin ești bine? Da, sunt foarte bine. Am ieșit să iau o gură de aer. Dar ce-i, dragule, când, nu știu, de la o vreme par foarte schimbat. Pentru un bărbat care intenționează să se însoare, nu par prea fericit. Mi-ascunzi ceva? Nu ți-ascund nimic. Și te rog să nu mai fii suspicioasă în ceea ce mă privește. Andreea este o femeie foarte bună pentru tine, Dane. Și eu te-aș ruga să nu-ți bagi joc de ea. Să nu-i promiți că te însori cu ea și după aceea să dai înapoi, da? Ce, te deranjează că e cântăreață? Nu asta mă deranjează. Atunci ce? Dar eu nu am promis nimănui nimic. Înțelegi? Și pe viitor am să te rog să nu te mai paci. Adică așa mi se pare mie că e cel mai bine. Bine, nu mă mai bag. Și nu mai insist.
Dar să nu mai îmi reproșați că nu mă interesez de soarta voastră, da? Cel puțin să-mi dați un telefon când se lămurește chestia aia cu poliția. Asta mai îmi lipsea. La revedere. Copii, trebuie să vă grăbiți, să știți. Toate pregătirile astea pentru serbare o să ne iau o groază de timp. Eu vă promit ceva. Cele mai bune idei și propuneri vor fi premiate. Ce ziceți? Da! Sunteți de acord, da? Da! Bravo, gata, hai, acasă cu voi că vă așteaptă părinții. La revedere! Și nu vă îmbâlziți, da? Pe rând, pe rând! Și n-ai mai uitat să vii. Mi-a făcut un pic de timp. Bună, Ana. Bună, Dan. Bună, Dan. Română, te ajut? Nu, nu, mulțumesc. Duminică organizăm o licitație, strângem fonduri pentru copiii săraci și e o fundație care se ocupă de toată treaba asta și... O să-ți aduc și eu niște lucruri, Delia. Mulțumesc. Bianca, unde e Ștefanuț, prietenul al tău? Nu știu, dispare cu zilele. Păi nu e bine. E băiat mare, ar trebui să-și facă un rost. Poate fundația asta a ta l-ar putea ajuta, ce zici? Da, l-ar putea ajuta, cu siguranță l-ar putea ajuta. Eu nu vreau să-l las pe Ștefănuț. Ștefănuț are unde să mănânce, unde să doarmă, nu locuiește prin canale. Dar nu-l răpește nimeni pe Ștefănuț. Bună ziua! Ce faci, Bitule? Îmi pare rău că am întârziat puțin, dar m-am blocat cu taxiul în trafic. Bianca, uite ce ți-am adus eu ție. O păpușă mai frumoasă decât cea pe care ai, mă rog, care se pare că s-a stricat. Da, e o păpușă foarte frumoasă. Ar trebui să-i mulțumești, domnișoare, e un cadou foarte frumos. Andreea Damaschin, mă bucur să te cunosc. Delia, îmi pare bine. Sunt iubita lui Dan. Da, Bianca, mulțumește-i, Andreea, așa e politicos. Mulțumesc, Andreea, papitinu. Bai, Bianca, mă bucur că ți-a plăcut păpușa. Așa că acum ai văzut tot filmul, pe ecran lat, stereo, trage singur concluziile. Plasma, să știi că e nașpa rău de tot. Dacă află că nu mai lucrez cu agenția, șefa se supără rău de tot, știi că e femeie super măritată și cu frica lui Dumnezeu. Bă, tu n-ai creier să înțelegi ce spun eu? Păi, Paul, eu vorbesc cu tine și vorbesc cu peretele din spatele tău, tu ești normal, tu nu ești sănătos la cap, tu nu zici că sunt nevinovat? Că n-am violat pe nimeni? Cine te crede? Tu uiți că am văzut-o pe Nela, dansatoarea, era bună rău de tot. Da, nu era minoră, dar cine o să te creadă că tu ai intrat cu ea mașină și ai adormit? Nu se poate cât de cretin ești. Păi, eram rupt, eram varză, eram zob, am adormit, tu nu înțelegi? Da, am înțeles, erai varză, erai zob, era... A, și să știi că ai mai făcut încă o infracțiune, te-ai urcat beat la volan. Nu, nu e adevărat. Ești mai prost decât prevede legea, frate, nu înțeleg. Nu, de-abia aștept să vă pe aia la poliție, o să-i zic vreo două să-i meargă fuge. Și ce mă deranjează? Am senzația că e altă poveste la mijloc. O fi vreun complot. Bravo, mă, vezi că ești deștept când vrei? Să știi că tu ai deranjat pe cineva. Da, am călcat pe cineva pe coadă și cu o coadă mai lungă decât avea Veriței. Ildico! Ildico, ce faci, dragă, cu cafelele alea? Ildico... Gheraide! Am zis bine? Nu, e Gheraide. Ildico! Da, ce faceți? Aha. Da, noi te... De acum puțin plecată și mă rog. Aha. Da, știu că n-am venit, dar poate reușim să ajungem duminică. Dacă poate și ea, îți dai seama că o să vină. Aha. Bine, hai că nu pot să mai vorbesc acum. Vă sun eu mai târziu, da? Bine, hai, pa, 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 pa. Andreea nu e acasă. Ce, îți competeți, e frică de mine? Nu, nu, serios, deci Andreea nu e acasă, nu înțeleg, chiar... Dar nu-i politică să ții musafirii la ușă. Ce, de ce te-ai speriat? Tot nu sunt un muncător de oameni, uite-te, știu să mă port frumos cu fetele. Cine știe ce ți-o fi spus Andreea, face calde. Andreea nu mi-a spus chiar nimic. Chiar așa? Ești o mincinoasă mică, scumpete? Eu aflu tot. După cum vezi, am aflat și de ce se ascunde
Și unde se ascunde Andreea? Nu înțeleg de ce s-ar ascunde. Vă datorează ceva? Recunoștință? Nu mai recunoștință. Eu sunt cel care i-am susținut cariera muzicală. Știi asta? Am înțeles. Sunt mecena dezinteresat. Mă cam îndoiesc. Mecena. Ai avut note mari la școală? Este foarte târziu și sincer, chiar trebuie și să... Și eu trebuie să plec. Mă bucur că am avut o conversație cu o fată deșteaptă. Sper că data viitoare să fie mai puțin speriată, da? Scumpete. Poftim? Sper că data viitoare să fie mai puțin speriată, scumpete. Nu se replica dumneavoastră? Da. Da, chiar așa. Rog... Știam că promiți. Ies pe mică. Vă rog mult de tot. Am dus păpușa în camera Biancăi. Sper pe asta să nu mai strice, cum a făcut cu cealaltă. Te deranjezi cumva? Nu, semnez niște schițe, termin imediat. Dacă vreau să-ți fac și un masaj ca să te relaxezi un pic. Nu e nevoie, mersi. Se vede că ești foarte stresat și nu-i de mirare. Normal să fie așa după câte sunt pe capul tău. Și ca și când n-ar fi fost de ajuns, mai vine și Victor cu porcăriile astea. Chiar Victor ăsta e irresponsabil, așa sau cum? Habar n-am, nu știu. Victor e berbec, nu știu, se aruncă cu capul înainte. Habar n-am, nu știu ce în capul. Sincer să fiu, Dan, eu nu știu cum îl tolerez tu pe Victor în casa asta, mai ales că aici locuiește și un copil. Și să știi că de mine nici nu prea ai mai avut timp în ultima vreme, mai cam neglijat. Ce făceai acolo? Semnam niște schițe. Bine, te las, că sunt foarte curioasă să văd ce se pregătește în bucătărie. Nu te duce, pentru că Bianca gătește cremă de zahăr ars. Zău așa. Și ce pune în ea? Smoală, cumva? Șoricioaică, până. Bine, mă duc oricum să văd ce face. Ții minte că ți-am spus că până la urmă noi două vom fi prietene? Păi, se poate, mă, Ildicomă? În ultima vreme te cam ferești de mine. Lasă-mi pace la mine că eu nu mai fac cafele. Dar cine vrea cafea, dragă? Tu ne-ai auzit? Mai nou eu violez femei. Da, le violez și după ce le violez, le dau cu bățul în cap. Vezi că te pocnești? Bravo, doamnă! Ce gusturi rafinate ai, sunt impresionată. Acum ce faci? Ai început să te dai și la servitoarele din casă? Eu n-ai vrut, el ai vrut. Eu îi cer rușine. Tu n-ai vrut, a? Dar oare tu ce vrei? Să o convinci să-ți fac o cafea cu forța? În halul ăsta ai ajuns? Stai liniștit că am să-ți fac eu o cafea. Așa că sunt eu fată bună și mi-e miră de tine. Știi că la pușcărie cafeaua se servește direct din ligheam? Cam de vreme să te crezi stăpână în casă. Oare? Îți mulțumesc că te-ai deranjat să mă aduci acasă. Băi, nici nu știi cât de mult îmi place la voi. Nu pot să-l conving pe George să facem un credit să luăm și noi o casă, așa. Bună ziua, domnul Dogaru! Ați cam întârziat. Am fost cu Delia la o fundație care se ocupă de copiii nevoiași. Duminică se organizează o licitație și vreau să o ajut pe Delia. Am înțeles, poftiți în casă, răcește supa. Stai, ai tăiat cocoșul. Nu de data asta a scăpat de Derbedeu. Poftiți. Așa. Victor, te-am căutat toată ziua. Unde ai dispărut? Ce deranjezi? Încerc să convin pe Andreea, Victor, să vină cu noi la poliție. Ce să caut eu, mă, cu tine? Ce să cauți la poliție? Ca martor al apărării, dragă. Nu am să dai mărturie că n-am de ce să violez o minoră. N-am amestec, ai înțeles? N-ai niciun amestec? Nu. A, vrei să mă vezi târâ prin oraie, da, nu? Vreau. Vreau să garantez pentru moralitatea mea. Mă, tu vorbești serios? Dă-te, mă, tu vorbești serios? Victor! Să mergi cu mine la poliție. Dăm drumul că mă doare. Dăm drumul că mă doare. Să spui că tu ești în spatele poveștii astea. Am să spun ceva dacă vreau să spun ceva. Băi, ce faci, mă? Ce faci, mă? Încerc să fac să spun adevărul, prostule. Faci sigură că delirezi, dobitocule. De ce ar fi făcut, mă, Andreea, așa ceva? De ce ar fi făcut? De ce? Pentru că eu mă opun căsătoriei voastre, tâmpitule. Pentru că eu și cu Andreea... Stai sigură, înainte să spui ceva, care o să rețeți. Taci! Stați, vă rog. Victor, taci din gură sau pleci în momentul ăsta din casă. Iubitule, dă-l afară, da? Tău, că nu mai suport. Nu mai suport! La revedere, Victor! Victor! Tatăl tău e minunat. Gătește, se ocupă de toate. Dar te ține cam din scurt când întârzi, nu? Ți-am mai zis că a fost învățător.
Cu mine acasă catalogul nu s-a desființat încă. Și când te întâlnești cu un prieten tot atât de strict e? Am uitat, tu nu ai prieten. Da, deocamdată. Ana, tu nu te-ai îndrăgostit niciodată. Mie mi s-a părut că îți place Dan Bratu. Să spun drept, iubita asta a lui care a venit azi la școală mi s-a părut o aroganță. Cum o chema? Andreea Damaschin. Damaschin. Mi se părea figura cunoscută. A fost model? A cântat într-o trupă. Se chema Vox. Vox. Parcă am văzut la televizor Vox. Dar era un dezastru! Nici nu te-ai uitat la el. Iar ochii lui cerșeau un zâmbet. Delici tot. Ana, tu n-ai încredere în nimeni. Ce faci, ce faci? Nu vezi ce fac? Hai mă, dar nu știi pe Victor, vorbește cu gura fără el. De ce faci chestia asta? Te rog frumos să înțelegi că trebuie să plec. Eu consider că nu meritam asta și tu știi că nu meritam asta. Dar eu știu foarte bine că nu meritai asta. Bine. Victor o să-și ceară scuze, nu-i nicio problemă. Da, da, da. Victor o să-și ceară scuze în altă viață eventual, nu cu mine. Dane, lucrurile sunt simple. Noi doi ne iubim, sau cel puțin eu una te iubesc. Și nu mi se pare normal pentru asta să trebuiască să cer în permanență aprobare familiei tare. Mătuși, unchi, frați, surori și așa. Andreea, știu foarte bine că nu mă interesează nicio rudă, că Bianca e cel mai important om pentru mine și atât. Și ce vrei să spui cu asta? Și ce eu nu m-am interesat? Păi, dar termină cu crizele de nervi. Da, mi-o spui ca și când eu nu m-am interesat de Bianca deloc. Și că din primul moment am încercat să mă înțeleg cu ea. Ce vrei mai mult? Și te-am acuzat de ceva? Să cânte, ok? Dar învăț-o să cânte. Dar n-am nicio problemă, e foarte bine. Bine, o să învăț să cânte. Da. Dar nu ți se pare că ar fi normal, Dane, să am și eu un statut în casa asta? Să nu mai își permită oricine vrea, la orice oră din zi Andreea, și de noapte să mă jinească? Andreea, ți-am zis, o să ai un statut nu în casa asta. Nu o să am niciun statut, ba, mai zis, Andreea, termină cu chestiile astea, hai că mă și enervez. Termină cu chestiile astea odată. Tot ești nervos, da? Da, tot eu sunt nervos. Uite și eu ți-am zis că și-a răspunde și cu asta gata. O să-l determină să-și răspunde. Dar din păcate tu nu ești propriul tău stăpân și tu știi lucrul ăsta. Ție ți se pare normal, Dane, ca madame Pupăzaia, cum o cheamă, madame Claudia, și cu Victor, să-ți spună ție în permanență dacă ai voie să te însori, cu cine ai voie să te însori și eventual și cât timp trebuie să stai însurat. Un pic însurătoarea este problema noastră, da? Păi asta zic și eu. Păi da, este problema noastră pe care o vom judeca amândoi la momentul potrivit, da? E foarte clar. Ești foarte optimist dacă tu crezi că noi doi vom fi vreodată doar noi doi. Nu, Dane, din păcate problema noastră nu putem rezolva doar noi doi. Da? Ei trebuie să-ți găsească ție o nevastă. Iar tu ar fi mai bine ca în fața mea și în fața lor să recunoști că eu sunt cea mai potrivită nevastă pentru tine. E gata masa. Mă simt superb la voi, superb. Dar trebuie să plec, am o groază de treabă, da? Mâine vine George din cursă și trebuie să mă mai știi? Da. Delian, vreau să spun ceva. Simt că ție simt că pot să-ți spun că ești deja prietena mea și în facultate am avut o relație cu un bărbat. Un coleg? Nu, un bărbat. Aha. Am fost împreună 2 ani. 2 ani? 2 ani, da. Era un om cult, un om inteligent, manierat, un bărbat așa cum și-ar dori orice femeie. Dar de ce era? Ce a murit? Pentru mine, da, a murit. Am trăit împreună un moment absolut, absolut extraordinar. Avea o casă de vacanță la Snagov. Mergeam acolo, ascultam muzică. Îi plăceau concertele pentru pian. Tchaikovsky, Chopin. Ce romantic. Da. Până când a apărut soția lui. Delia a făcut un scandal monstru. Am crezut că mor de rușine. Nu știam... Și tu, dar nu ți-a spus că e însurat? Ei, uite, nu, a uitat. A uitat să-mi spun asta. Da. L-a iubit? Mă, crezi că nu mai știu? Chiar nu știu. Îl admiram. Mă fascina. Aveam multe teme în comun de discutat.
Am crezut că e un suflet mare, să știi. Dar m-am înșelat. Nu, nu. Poate că așa mi-a fost scris, nu știu. Nu, 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 nu. Nu fi fatalistă, că nu ți se potrivește, nu. Ei. Da? Nu. Eliam. Ana, tu suferi și acum. Decepția asta nu-ți dă pace nici acum. Mi-e greu să trec peste asta, înțelegi? Eu presimt că o să uiți pentru că ești pe cale să te îndrăgostești. Delia. Da, 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 da. Ascultă-mă pe mine. Delia, tu... Tu prezici viitorul? Știi să ghicești? Lui Biencuța nu i-a reușit astăzi crema de zahăr ars, așa că la desert o să mâncați fructe. Asta dată o să-mi reușească. Da. Sunt sigură. Dacă știam că ești așa de bună gospodină, poate îmi depuneam candidatura la mâna ta. Să nu mai vorbești așa, că o să te spun. Dar cu ce te-am supărat, frumusețe mica? Mi-a spus lui Ana să se însoare cu tine. Nu se poate, elefantul e însurat. Cred că o place și nu o să o reușească. Da, vreau să o cuceresc. Nu se poate, ce, n-am nicio șansă? Nu. De unde știi tu asta? Pentru că Ana îi place de altul. Da? Mi-a dat o veste foarte proastă. De cine e îndrăgostită domnișoara profesoare? Asta nu mi-a spus. Ei, lasă că eu sunt convinsă că un bărbat așa cu fizicul lui Paul nu are cum să nu aibă succes la o femeie atât de ștearsă. Te pricep tu la bărbați. Nu e așa? Încrederea se răsplătește cu comisioane, cu dividende, dar și cu... Hmm? Ce spui? Vezi dacă mergi pe mâna lui Tudor Lupescu. Ești foarte drăguț. Ador trandafirii. Hmm? Și eu. Să te sărut. Haide, nu fi. Că și din cauza ta am luat o țeapă. Și încă n-am recuperat toți banii. Lasă reproșurile. Era vorba să sărbătorim, nu? E, sărbătorim, noi sărbătorim, dar mai ai încă foarte multe promisiuni de îndeplinit. Tot la nepoțică te gândești, avem tot timpul. Ce, chiar vrei să mergem înainte să-i cerem custodia? Tudor, dragă, tu știi cât de mult o iubesc eu pe Bianca, îi vreau tot binele din lume. Da, da. Mai știi ceva de căsătorie? Și tu mai știi ceva de cântăreață? Strâng informații, nu stau degeaba, o aștept la cotitură. O pândești? Pescuvița roșia, că nu degeaba te numești tu Lupescu. Dar lupule, înainte, lupule. Înainte de asta mă ospătesc cu bunicuța. Da? Mai ales dacă este o trufandă atât de apetisantă. Nu știu, îmi faci curte mie. Am cumpărat șampanie să sărbătorim evenimentul. Vă salut, domnul Manole, vă salut. Domnul avocat. Ce pașir că e asta, dragă? Din ce birt ai cumpărat? Lupule. Mai bine, haideți să mergem la mine la club. A, excelent. Da, îmi permite să mă duc să mă schimb, da? Da, iar eu dau un telefon să pună șampania la rece. Icre negre aveți? Avem, avem. E bine. Vă aștept în mașină. Da, pe Mătăluță, cine te-a invitat? Acolo e un club select, dragă, cu legitimație. Rudia, dar eu nu te las să mergi singură cu bărbați. Și ce ai la locarul de noapte. Ce ai să faci, dragă? Dacă nu mă lași, ce ai să faci? Nimica nu fac, dar nu te las. Ca de obicei. Nu te las, Claudia. Hai, lasă-mă că miroșa doagă. Băi, a fost o seară foarte ok. Nu mă aștept aici. Iar el. Ce ai, frate? Tot îți mai cauți portofelul, a? Auzi, mă? Nela lucrează pentru tine? Cine e Nela, mă? Hai, te-am întrebat omenește, zi, Nela lucrează pentru tine? Ce, bă, te crezi mecher, dar sabie ninja nu ai? Da, băi, stai, mă, așa. Cine mi-a luat păpușa? Bianca, vrei cumva să-mi spui că ai pierdut păpușa pe care ți-am adus-o eu acum? Păpușa de la mama. Bianca, ce s-a întâmplat, dragă? Nu-și mai găsește păpușa. Eu nu știu nimic. Eu nu joci cu păpuși. Bianca, eu nu pot să cred că tu preferi păpușa aceea ruptă și urâtă în locul păpușii frumoase și scumpe pe care ți-am adus-o eu. Iubitule, păpușa despre care vorbește Bianca m-a aruncat-o.
Poftim? Da, m-am dus la ea în cameră pentru că uitase păpușa pe hol. Oricum noi două vrem să fim prieteni. Nu, dar stai un pic. Și am aruncat păpușa. Dar ce-ai căutat tu la fata mea în cameră? Ți-am spus, am vrut să aranjez păpușa pe care i-am adus-o. Bianca, ia tu-te un pic la tine în cameră, da? Ia tu-te un pic. Păpușa aia era de la mama ei, da? Iubitule, nu te înnebă. Păpușa aia era de la mama ei care a murit, da? Am înțeles, n-am știut lucrurile. Ai înțeles? Sigur ai înțeles? Am înțeles, dacă știam că este de la mama ei, nu arunca. Păi, dar nu puteți să întreb? Una la mână, doi la mână, te rog, nu te mai enerva, ca să-ți explic. Dar nu spune tu mie ce să fac, ce să nu fac. Mă enervez cât vreau și cum vreau, da? Nu cred că este bine, Dane, să-mi faci tu mie observație de față cu Bianca, da? Și așa are foarte multe coarne puse, îi mai pui și tu în plus. Și tu trebuie să înțelegi foarte bine, copilul meu nu trebuie să fie stresat înainte de meditații, să fie clar. Meditațiile sunt cel mai important lucru din viața copilului, da? Da. Iar revine moartea aia de meditatoare? Cum ai spus? Moartă. E o moartă. Iar revine? Iar revine moartea aia de meditatoare? Și ce cred eu? Că nu-i învață suficient de mult la școală ca să aibă motive să vină aici să te mai ciuculească de bani. Asta e părerea ta! Da, asta e părerea, asta-i părerea ta cu caracterul tău urât. Ana nu e speculantă. Ar trebui să o reclam. Să o reclam tu, eu nu o reclam. Mie îmi place. Cumva te deranjează că vorbesc așa de ea? Da, mă deranjează! Îți place, da? Îți place de ea, Dane, nu-i așa? Recunoaște. Și mai recunoaște că în seara când a venit și am anunțat eu că ne căsătorim, era să înghită furculița cu care mânca. Atât ai să-mi spui? Și că te iubesc. Îmi pare rău, am de lucru. Du-te și termină-ți treaba, Dane, că eu oricum am să te aștept. Deja m-am obișnuit să am foarte multă răbdare cu tine și cu fetița ta. Tu mă vezi? Câte prostii am făcut? Îți promit că nu o să-l supăr nici pe papi și nici pe tine și îți promit că nu o să mai plâng. Bianca? Ana mea! Bianca! Ai luat tu barul ăsta, ia uite ce frumuseți pe aici. Ce buricuțe goale. Fetele care sunt pe vana, vei să nu te ia valul și pe tine. Claudia, n-aș da 12 pipițe ca asta. O duzină întreagă de mucoase pe o femeie ca tine. Tu faci curte, ce vrei, un comision mai mare? Ce? Din ce, din vânzarea aia porțelană? Afacere care a eșuat. Eu te-am scos, dar suntem chit acolo. Adică... nu vrei chiar nimic de la mine? Nu de alta, dar nu-mi place să rămân datoare, să știi. N-ai grijă că nu rămâi datoare. Spune-mi însă, unde te-ai căsătorit cu Manolache ăla? Dragă, asta face băutura din om. Să știi că el a fost genul de tovarăș de nădejde. Te-ai orientat just pentru vremurile ale. Serios, am fost foarte îndrăgostită de el. Avea așa o candoare. Când tu la gazeta de perete, când era fruntaș băgat acolo? Nu fi rău, avea umor mult, râdeam mult împreună. Să vezi ce scandalul să-ți facă când te întorci acasă. Și-a luat doza, doarme dus. Și vorba aia, când soțul doarme, soția visează. La ce? Diverse prostioare. Să nu spui că ești pe cale să faci una. Dragă, eu rămân întotdeauna deschisă la spontanul vieții. Atunci, ce... mă gândi! Ce? S-a întâmplat ceva? Chiar s-a întâmplat ceva. Fratele ginerelui tău, Victor ăla impertinent. Victor, ce gândi? Da, e acuzat de poliție pentru o tentativă de viol cu o minoră, așa ceva. Ani. Da, vă stau la dispoziție. Dați-vă. Haideți că am stat destul aici. Aștept victimă. Reclamanta e aici. Cum să fie? O aștept pe striptoză. Pe Nela. Aia care mi-a luat portofelul. Eu sunt Nela. Cum să fii tu Nela, mă?
Cum a... Ce fel de glumă tâmpită e asta? Cine te plătește, mă? Cine domnul, te plătește? Domnul Bratu, dânsa e cea care reclama violul. Ce domnul Bratu? Nu mă lua cu domnul Bratu. Cum să fie? Las-l. Nu ia niciun loc. Stai jos. Îl recunoști? Da, el. Adune, eram beat, dar nu sunt tâmpit, înțelegi? Nu poți să crezi amurea la asta. Domnule Bratu, liniștește-te. Știi să scrii? Da. Du-te dincolo și dă o declarație. Însoțește. Zi-mă, cine te-a trimis aici? Zi-mă! Andreea! Stai, mă, că era să-mi prind mâna aici. Te dau jos, pe bune. Opa! Stai. Fabian, ai vrea să plece, n-o conduci? Da. Aranjează-și tu asta aici, te rog. Tu să te duc cu mașina, ce zici? Nu, mulțumesc frumos. Hai, te rog, nu mă refuză. Uite, merge și Bianca. Da, vreau și eu să merg. Mi-e dor de găinele, tataie. Ia uite. Bianca, altă dată. Acum mai am de făcut drumuri în oraș. Dar mâine? Îmi pare rău, nici mâine nu pot. Mâine trebuie să o ajut pe Delia. Știi că organizează licitația aia pentru copii care au probleme și are nevoie de ajutorul meu. Da, știu. Vreau să zic că... Mă grăbesc, Dan. Nu vrei să te conduc eu cu mașina? Nu, mulțumesc. Dar de ce s-o conduci tu, iubitule? Tu ești cumva taximetristul ei și eu nu știam? Noaptea respectivă ați băut cam mult, poate nu vă mai aduceți aminte totul. De, dar nu eram singur, eram cu Paul, prietenul meu, e martor, a văzut-o și el și nu era asta. Prietenul dumneavoastră a băut și el, nu? E clar că m-a făcut. S-a terminat cu cititul? S-au terminat problemele pe ziua de astăzi, este cazul să te relaxezi și să stăm amândoi, pentru că știi că mi-e dor de tine și te iubesc. Te invit în pat. Nu? Te interesează? Ai venit cu taxiul? Da, s-a făcut târziu și până a ajuns autobuzul n-am... Dar putea să te aducă și el cu mașina. Cine? Arhitectul. Nu mai plimba prin oraș și... Ți-a luat și o vestă. Sper să-ți placă. Da, mulțumesc. Dar nu trebuia. Anișoară? Anișoară? Tată, nu mai pot. Ce drag? Ție trebuie să spun. M-am îndrăgostit de el, tată. Îl iubesc, înțelegi? Îl iubesc cu disperare. Ce să fac? Chiar așa?